Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. De data aceasta avem în studio un om politic, e vorba de senatorul Cristian Rujean, senator de Gorj, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit, bună seara. Să precizăm, sunt de senator PSD. Da. N-am făcut această precizare, deci în opoziție. Iar în acest moment, să zicem așa, toată viața politică românească a luat foc în urma conflictului din interiorul coaliției guvernamentale. Cum priviți aceste evenimente? Cum le priviți din băncile Parlamentului, să spunem așa? Da, este o criză politică, zic eu, foarte adâncă, în sensul că această coaliție formată din partidele care au pierdut alegerile au făcut o construcție eterogenă, o construcție politică de conjunctură care dovedește astăzi că nu poate să intre într-o armonie în vederea guvernării eficiente a României. Este dovada faptului că haosul politic generat în interiorul coaliției de guvernare se proiectează și în treburile țării, în incapacitatea acestora de a gestiona corect mai multe domenii de activitate din România. Și aici aș aminti criza din sănătate, criza din educație, criza, dacă vreți, în domeniul economic, financiar și așa mai departe, și la care se adaugă, bineînțeles, o viitoare criză în justiție, pentru că se prefigurează o antagonizare a procurorilor față de judecători și invers prin modificările preconizate prin desființarea secției de investigare a infracțiunilor de justiție, respectiv a pachetului de legi care vor fi puse în dezbatere și în vederea adoptării în Parlament legile justiției în viitor. Este haos, este incertitudine, cetățenii se uită cu o ușoară teamă la clasa politică aflată la guvernare, care este în imposibilitatea de a genera politici publice, de a lua măsuri coerente și care să-și dovedească eficiența în domeniile amintite și nu numai. O largă majoritate a românilor, conform sondajelor, spune că ne îndreptăm într-o direcție greșită. Asta la 4 luni după alegeri. Așa este și procentul este foarte mare al celor care observă că, eu știu, creditul rezervat pe care l-au dat celor care se află în această coaliție de dreapta, nefericită coaliție sau forțată coaliție de dreapta, acel minimal credit dat de cetățeni se dovedește a fi epuizat. Cetățenii, oamenii își dau seama că guvernanții noștri, de fapt, nu pot să vină cu soluții. De altfel, guvernul României este format din 3 guverne. Guvernul PNL, guvernul USR Plus și guvernul UDMR. Fiecare... Și mai există și varianta că mai e una, să zicem așa, o celulă și la Cotroceni cu toate acestea. Da, guvernul meu. Guvernul meu eterogen, guvernul meu incapabil să gestioneze treburile țării. Și vă spuneam, sigur, că în acest context în care fiecare formațiune politică din acest arc guvernamental are propria agendă pe care n-a consultat-o sau, deși inițial a prezentat-o cetățenilor, aceasta ulterior a fost modificată și nu mai răspunde așteptărilor cetățenilor. Altfel spus, în acest moment, configurația în mandate a Parlamentului României nu mai răspunde procentului electoral, nu mai răspunde năzuințelor sau așteptărilor cetățenilor din România. Da, iată, la doar câteva luni de la alegeri avem o cu totul și cu totul altă situație. Probabil, dacă ne luăm după sondajele care s-au făcut acum,
să zicem, opoziția actuală ar câștiga alegerile cu peste 50% fără probleme, din ce spun sondajele la acest moment. Dar problema, și vorbeați de reforma în justiție, acolo unde vă sunteți și în Comisia juridică din Senatul României, a Senatului, da. Ați vorbit puțin mai devreme despre desființarea secției speciale, unul dintre proiectele coaliției, asumat de coaliție. Pentru ce idee militați? Pentru că avem acum mai multe scenarii. Una este propunerea USR-ului și PNL-ului de desființarea secției și eventual înființarea unui sector, unei secții la DNA. UDMR-ul vine cu o variantă ca să fie o secție la parchetul general care să preia toți procurorii. Care este poziția PSD-ului în această situație? Da, noi ne-am afirmat dezacordul de desființarea secției de investigare a infracțiunilor din justiție pe un singur considerent, nu cel legat de organizarea în sine a unei structuri de parchet care să realizeze urmărirea penală a judecătorilor și procurorilor, ci din rațiuni care au în vedere raportul cu politicul. Adică viziunea PSD-ului este următoarea: nicio ingerință și nicio imixtiune a politicului în aceste proceduri de urmărire penală, și această secție, care este parte integrantă a parchetului general, ca să înțeleagă cetățenii, nu este o structură cu autonomie, nu este o structură cu personalitate juridică distinctă. Nu e ca DNA-ul, de exemplu. Nu. Este o parte integrantă, dacă vreți, o substructură din schema organizatorică a parchetului general. Ca atare, nu poate fi vorba de o independență instituțională, structurală de parchetul general, pentru că parchetul general coordonează în ansamblu toate structurile de parchet din România. Problema care se pune la SIJ este faptul că numirea procurorilor care lucrează în cadrul acestei secții se realizează prin evaluarea realizată de o comisie care este numită DCSM dintre membrii acestui organism colegial, CSM-ul fiind, conform Constituției României, structura colegială care asigură independența justiției și independența judecătorilor. Din aceste rațiuni, PSD-ul a insistat pe faptul că ar trebui să rămână această secție specială. Această secție, care nu și-a putut dovedi eficiența întrucât au fost tot soiul de blocaje privind logistica, privind încadrarea resurselor umane, și ca atare evident că a avut rezultate mai puțin dorite sau mai puțin așteptate, însă nu este nicio problemă nici dacă se desființează această secție de investigare a infracțiunilor din justiție. Pentru că, până la urmă, având în vedere competența specializată a unor parchete, către care se duc anumite categorii de dosare în raport de anumite tipuri de infracțiuni, nu este o problemă atâta timp cât ingerința politicului prin numirea conducătorilor acestor structuri nu face parte în acte normative din politica, dacă vreți, de gestionare a acestor proceduri penale. Bun. Și atunci, care ar fi miza actualei puteri de a desința această secție dacă ea nu, să zicem, n-ar avea atât de mare importanță? Am avut ieri o dezbatere de peste 4 ore la Senatul României în Comisia Juridică. A, v-a lăsat senatoarea Șoșoacă să lucrați, apropo de momentele. Da, nu mai face parte doamna senator Ivanovi Șoșoacă din Comisia Juridică, însă ieri a fost o dezbatere foarte serioasă și foarte echilibrată despre problemele din justiție, la care au participat, dacă
avem în vedere tot ceea ce înseamnă justiție în România, și anume președinta în alte curs de casație și justiție, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, vicepreședintele acestei structuri colegiale, prin procurorul Parchetului General al României, prin procurorul DNA-ului și adjunctul procurorului șef al DICOT-ului. A fost o dezbatere în care am observat o separare, o scindare, un clivaj, o schismă între abordările celor două tabere, dacă putem să spunem că există două tabere, în care judecătorii, prin vocile președintei în alte curs de casație și justiție, cea mai înaltă instanță din România, instanța supremă, respectiv prin vocea președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, garantul independenței justiției în România, prin vocile acestora au fost relevate multe aspecte și un strigă, dacă vreți, prin care aceștia cer garantarea unor aspecte de independență, de neingerință a politicului sau a unor, atitudini de intimidare sau de presiune asupra lor în exercitarea actului de justiție. Pe de altă parte, parchetele au o altă viziune, consideră că există suficiente garanții, consideră că și dacă în plan izolat au mai fost unele ieșiri în decor a unor colegi, parchetele funcționează foarte bine, la parametri optimi și așa mai departe. Sunt multe probleme în justiție. S-a văzut la Ploiești și în alte părți. S-a văzut, e adevărat. Frica, teama tuturor actorilor din lumea justiției și nu numai, este întoarcerea la acele perioade în care erau foarte multe abuzuri, în care erau acțiuni directe sau indirecte de intimidare și de presiune asupra judecătorilor. Cine ne garantează că puterea, din momentul când judecătorul nu va mai ști că avem secția specială care s-ar putea la un moment dat la o plângere să-l cerceteze, nu va asculta de ordinul politic al cinei în momentul de față, în momentul acela, ministru sau la putere? Vedeți, în parchet există subordonarea ierarhică și soluțiile unui procuror sunt infirmate sau confirmate de șeful ierarhic. Numai care că poate fi pus o politică, nu ascultând de CSM, de recomandările CSM-ului. Exact. Conducătorii acestor structuri sunt numiți politic sau cu asumare, cu gir politic, ca atare va subzista în permanență o bănuială că ar putea fi influențat o anumită conduită sau o anumită soluție dată de aceștia. Probabil că vorbeați de amendamente. Sigur că CSM-ul poate să devină un avizator conform al unor proceduri. De altfel, și în acest moment, cu privire la perchiziția judecătorilor și procurorilor, respectiv la măsuri precum arestarea acestora, își dă avizul sau nu, problema este că s-a formulat un amendament care să dea posibilitatea să avizeze și începerea urmăririi penale, un amendament care însă, bine, poate să suporte diverse critici și din, perspectivă constituțională și, dacă vreți, de capacitate instituțională a CSM-ului de a gestiona toate avizele care vor fi în viitor pe aceste teme. Însă, eu consider și mai mulți colegi, nu numai din PSD, consideră că pot fi găsite modalități normative prevăzute în lege care să garanteze că nu poate fi, de exemplu, situație în care un judecător care, într-o instanță penală, evident, care are prezentat un rechizitoriu de la, dau exemplu, de la DNA și în același timp are un dosar la DNA să mai fie, situat în zona de imparțialitate și să dea o soluție într-un anume sens. Asta mai ales că există dovezi clare, statistici, din documente oficiale, care arată că foarte multe cauze, foarte multe dosare penale împotriva judecătorilor, dar și a procurorilor, au fost deschise din oficiu
și multe dintre ele cu privire la soluțiile pe care judecătorii le-au pronunțat în anumite cauze. Ori a sta cu sabia deasupra capului în permanență, neacționând sub sau în propria conștiință și convingere judecătorul, sigur că pot fi efecte care să distorsioneze actul de justiție și până la urmă independența judecătorului, independența justiției este garanția că cetățeanul va avea un act de justiție de bună calitate și în conformitate cu legea. Bine, asta strica simplu cetățean, cred că e un deziderat pe care nu l-o să împlinim noi prea curând în România, cel puțin. Zmizele prea mari ca să ajungem acolo. Știu că e, și politicienii au această dorință, cel puțin unii. E adevărat că mi se pare mie că de regulă se acționează mai bine din opoziție decât de la putere. Există în momentul când ajunge un partid la putere, pare cu frâna trasă în domeniul ăsta, ceea ce înseamnă că există controlul politic și dorința de a exercita controlul politic. E foarte important să fie o separație reală a puterilor în stat. Adică noi am solicitat celor din justiție să vină cu propuneri concrete, pentru că legiuitorul, format din reprezentanții ai cetățenilor, sigur, nu au cum să cuprindă toate problemele care sunt în acest important domeniu, cum este justiția. Și atunci, cred că propunerile cele mai cuprinzătoare și care să vină ca soluții la aceste probleme trebuie să fie prezentate parlamentarilor tot din partea celor care desfășoară activitatea, indiferent de poziția pe care o ocupă în acest angrenaj al justiției. E clar, oricum, subiectul justiției suscită multe probleme și de discutat și ne ia toată emisiunea, așa că avem alte, da, foarte multe alte subiecte. Aș vrea să venim puțin în județul Gorj și dumneavoastră sunteți senator de Gorj, să încercăm să vedem ce s-a mai întâmplat pe anumite subiecte sau să le și lămurim pentru telespectatorii noștri. Iată, avem de luni de zile chiar, cred că s-a ajuns la două luni. Cei din sindicatele din Mineit duc acea grevă, s-a mers până la greva foamei, cerând, printre altele, acea ieșire la pensie mai devreme, pe care a apărut o dispută juridică, de asta vă și consult în privința aceasta, faptul că ar fi neconstituțională, dar se pronunță cineva care nu are studii juridice și toate celelalte. Și până la urmă minerii sunt tot în stradă. Da, a fost o perioadă de mare tensiune, această tensiune subzistă în continuare pentru că problemele mineritului și energiei nu se pot rezolva ușor, nici nu au fost făcute de actuala guvernare, eu știu, demersuri serioase, n-au fost stabilite legături de comunicare între Ministerul Energiei și sindicate, între poate conducerea CEO și sindicat, între CEO și Ministerul de Resort. Ceea ce solicită minerii și energeticienii este să aibă o garanție că în condițiile în care se dezintegrează această entitate economică importantă a județului Gorj, aceștia nu vor rămâne pe drumuri, pentru că există o componentă socială pe care ei o resimt foarte limpede ca și perspectivă de viitor într-o conjunctură negativă, cum se prefigurează în viitor. Și atunci, sigur că îndreptățit, aceștia vor să discute cu guvernanții, cu patronatul care reprezintă conducerea directoratul CEO și să găsească soluții pentru a beneficia de o reducere la vârsta de pensionare, având în vedere condițiile foarte grele în care aceștia și-au desfășurat activitatea, condiții grele, deosebite, periculoase și ca atare au cerut ajutorul partidelor politice, reprezentanților partidelor politice, au venit și la noi, la PSD, noi ne-am manifestat ajutorul necondiționat, am și preluat amendamentele unei
părți din zona sindicală, am discutat cu absolut toate sindicatele și am formulat amendamente la o lege existentă pentru a putea să îi ajutăm să aibă o pensionare anticipată în raport, spuneam, cu munca pe care au prestat-o și în condiții deosebite. Sigur că, în paralel cu noi, un amendament similar a fost propus și de către USR, prin domnul Radu Miruță, asemănătoare în conținut, cu mici nuanțe. Au trecut inițial de comisia avizatoare, Comisia de Industrie din Camera Deputaților, comisia raportoare fiind Comisia de Muncă. Acolo încă n-a intrat acest act normativ supus modificării și cu amendamente, pentru că nu a venit un răspuns, un aviz pozitiv sau negativ de la guvern, punctul de vedere al guvernului fiind obligatoriu în astfel de situații. Partidul Național Liberal nu și-a asumat niciun fel de amendament în acest sens. Evident, nu, a spus că e neconstituțional demersul. Da, nu putem ști pe argumentare foarte generală, făcută emoțional și politic, dacă există neconstituționalitate în textele respective. Dar acolo se pronunță Curtea Constituțională, important e să susțină ideea în sine. Am văzut că și ei au făcut un demers acum pentru a mări perioada de avizare, ceea ce zic eu că este foarte bine pentru cei care lucrează în domeniile respective și propunerea PNL noi o vom susține pentru oamenii din CEO fără niciun fel de condiții. Noi am mai avut o propunere de modificare prin care mai atașăm încă o lună la acea reducere prin raportare la fiecare an lucrat. Erau 4 luni la fiecare an lucrat, ne-am propus pentru a rezolva problema să mai atașăm o lună, adică 5 luni reduse la fiecare an lucrat. Și să vedem din toate aceste străduințe ale tuturor parlamentarilor, să vedem care va fi soluția adoptată, agreată și de guvern, care susține că este o presiune foarte mare de natură bugetară, financiară. Ar fi fost mai bine să avem o singură idee, adică toți parlamentarii, dacă toți se zbat pentru această problemă să o rezolve, și aici e adevărat că toți au avut poziții, atunci să fi fost o singură variantă, pentru că având mai multe variante, automat sunt șanse nu mai mari, ci mai mici să avem probleme. Nu, pentru că s-au abordat acte normative diferite, au fost perspective diferite, toate însă converg în a sprijini oamenii care lucrează în CEO. Pentru mine a fost de neînțeles comportamentul ministrului energiei, de altfel am și formulat interpelare, l-am și interpelat și întrebare. Mi s-a părut atipic cel puțin modul în care am înțeles să comunice cu sindicatele pe aceste probleme, total închis, opac, întreținând acest foc mocnit al protestelor în piața prefecturii și mai nou și în fața Guvernului României. Cu oamenii trebuie să discute și împreună să găsească soluția cea mai bună pentru ca aceștia, prin trecerea, prin tranziția către energie verde, să nu sufere din punct de vedere material, social, pentru că toți au familii, au copii, au credite, au probleme. Da, acum ne vorbim de anul 2027 ca momentul de dezintegrare, adică momentul când vor pleca cei mai mulți dintre actualii energeticieni. Dar după cum se întâmplă lucrurile la Bruxelles, probabil lucrurile vor fi, să zic așa, accelerate. Și în condițiile acestea e posibil să fie nevoie de o soluție chiar în intervalul actualei legislaturi parlamentare. Da, guvernul a înțeles cumva dificultatea prin care, la insistență, evident, nu imediat, adică nu s-a autosesizat și a trebuit să fie rugat, presat, să găsească soluție pentru a finanța achiziția de certificate de CO2, lucru care s-a realizat și a constituit un balon de oxigen, dar pe o perioadă limitată pentru CEO, care trebuie, în raport de planul de restructurare, care știți că n-a fost acceptat de Bruxelles și este în refacere, în reconfigurare, să
intre în zona de viabilitate și de eficiență financiară, economică pentru viitor. Evident că, pe de-o parte, se vor face pensionări în mod natural, se vor face aceste pensionare anticipate dacă vor catadixi să sprijine într-un anume fel pe cei care lucrează în domeniile respective și probabil că vor fi activate și modalități de concediere în următorii ani, sperăm să fie puține sau deloc și în paralel să se eficientizeze din punct de vedere financiar CEO și să încerce să translateze activitatea fiind, poate, zic, un beneficiar al fondului de tranziție justă, cum ar fi firesc. Acum că am ajuns la subiectul acesta și oricum era unul dintre subiectele care vreau să le discutăm, acest plan de tranziție cu folosirea de planul de reziliență cu fondurile europene, care este situația cu el și aș vrea să înțeleg un lucru. Avem pe de o parte, se ocupă Cotroceniu acum de planul respectiv, a fost transmis și la Bruxelles, dar a lucrat guvernul la el, dezbat consiliile județene, ceva de genul acesta cu toate instituțiile, dar nu prea suntem concret, adică noi proiectele nu le prea avem și vom avea foarte curând, vom constata că nu suntem în stare să cheltuim banii respectivi. Da, referitor la CEO, dar nu numai la CEO, ci în legătură cu acest concept de Green Deal, de acord verde, de trecere către energia produsă altfel decât prin arderea... Da, asta ar însemna câteva miliarde de euro dacă am fi în stare să-i cheltuim, nu? Să avem proiectele... Vreau doar să vă spun că există trei categorii, dacă se poate spune așa, de planuri. Planul de restructurare al CEO este primul element dintre cele trei. Al doilea pilon este Planul Național de Redresare și Reziliență, care încă nu este calibrat, să spunem, nici primul nu este acceptat de Bruxelles, nici al doilea nu este finalizat și acceptat de Bruxelles, și este cel de-al treilea, care vizează programul de tranziție justă, fondul susținut dintr-un fond de tranziție justă. Acesta este într-o fază de realizare undeva pe la jumătate din punct de vedere al structurilor, dacă vreți, teoretice, pe hârtie. Urmând ca el să fie operațional odată cu finalizarea ultimului document, care este acel ghid al solicitantului, prin care, fie că este vorba de autorități publice, fie că este vorba de agenți economici privați vor putea să acceseze fonduri din acest al treilea program. El nu este ușor de realizat pentru că implică ca în aceste 6 județe afectate de poluare, de emisii cu efect de seră, să spunem, între care Gorjul, respectiv Hunedoara, dețin 90% cea mai mare pondere, ca atare în plan logic ar trebui ca cea mai mare parte din fondurile respective să vină în Gorj și respectiv în Hunedoara. Dar trebuie realizate, cum spuneam, anumite planuri locale. Acum s-a lucrat foarte mult în coordonarea Consiliului Județean, s-au făcut și pași importanți, alături și de asociații patronale care s-au implicat foarte mult pentru că își dau seama că perspectiva de finanțare și a aduce variante alternative la ceea ce reprezintă acum mediul economic din județul Gorj, dacă vreți, monoindustrial, își dau seama că este o modalitate sau, dacă vreți, ultima șansă pentru a putea să creeze și locuri de muncă, și producție, și servicii în mediul privat, IMM-urile fiind cel mai important segment care poate să acceseze aceste fonduri și să dezvolte afaceri sau să inițieze noi afaceri. Da, problema asta vă și semnalam, că la noi politicul e în toate. Și dacă avem o culoare politică la guvern, majoritatea la Consiliul Județene sunt PSD-ul are cele mai multe Consilii Județene. Cele mai multe, da. Așa.
și Cotroceniu are și aceeași poziție sau ceva de genul ăsta, nu știu dacă ne putem înțelege pe o anumită direcție. Vedem ce se întâmplă la guvern, peste tot. Cum s-ar înțelege aici? În modul... Iar dinspre Bruxelles se transmite, bă, fiți oameni serioși și încercați să aveți o poziție coerentă sau un plan coerent. Nu au capacitate. Sub bagheta marelui dirijor de la Cotroceni, partidele componente ale coaliției de guvernare nu au capacitatea, prin oamenii pe care îi propun, foarte mulți dintre ei neprofesioniști și lipsiți de experiență, care doar spun că sunt transparenți, în realitate opacitatea este mult mai mare decât la alții dinainte, nu au capacitatea să structureze planuri care să fie fundamentate științific, bazate pe date reale și într-un control sumar realizat la Bruxelles, oamenii și-au dat seama și de planul de restructurare al CEO și de planul național de redresare și reziliență că există un cras neprofesionism la mijloc și că cei care au lucrat la elaborare au vrut să inducă de foarte multe ori în eroare structurile europene. Numai că nu se poate merge la infinit pentru că iau informații despre și dacă vrei și despre nivelul de îndatorare al României și despre persoane care au lucrat și modul cum este prezentat. Dacă spuneau despre planul de restructurare al CEO că se nu este viabil, nu prezintă elemente de viabilitate pentru că se bazează pe premise nereale. Și că acesta nu poate să genereze o modalitate de eficientizare activității pe termenul asumat față de comisie. În concluzie, având în vedere această stare de haos, această mișcare browniană a factorilor decizionari politice se reflectă în ceea ce produc. Produsul lor este un produs de proastă calitate pe care îl prezintă pe de o parte structurile europene, pe de altă parte românilor. Dacă prin modalități de manipulare și de inducere în eroare reușesc poate să mai atenueze percepția negativă din partea publicului din România, deși s-a văzut după ultimele sondaje că românul nu mai poate fi indus ușor în eroare. Încep să schimbe lucrurile, da. Și oamenii au o cultură socială, politică din ce în ce mai evoluată și bineînțeles că au informații și din zona economică și financiară, atunci ar trebui să nu se mai joace cu România, cu destinele acestea și cu oamenii, cu cetățenii României. Da, am avut ca invitat într-o seară de la Bruxelles pe Adela Maghiar, președinte Institut Vert, dar în același timp consilier științific în cadrul Comisiei Europene din partea României pe anumite domenii de ecologie și care critica foarte tare acest plan, adică cum este văzut la Bruxelles, care e o săilare de orice altceva decât lucruri viabile. Și noi nu reușim să facem acest lucru. Deci am aruncat tot ce proiecte nerealizate în ultimii ani cu finanțare europeană, le-am băgat în acest proiect, dar care nu prea au nici cu ecologia, nici cu, deci cu strategia într-o anumită direcție. Toate le-am aruncat acolo, toate sunt, sunt bune. Adică nu s-au tratat serios lucrurile. Este o amalgamare și de concepte economice și de proiecte care merg ca și finalitate către nicăieri. Și atunci trebuie evitat pe cât posibil acest drum înfundat, trebuie într-adevăr o dezvoltare a României pe precepte economice bătătorite, cunoscute, corecte și fără a influența, eu știu, echilibrarea balanțelor de orice tip economic prin, eu știu, contracte încheiate cu un anumit tip de clientelă politică, pentru că sunt foarte mulți care, sau ale căror interese gravitează în jurul acestui nucleu decizional de natură politică și care de cele mai multe ori distorsionează
această decizie, îndreptând-o către zone de ceață, de necunoaștere, de ambiguitate. Păi știți cum se spune despre politicieni? Că ei de fapt sunt doar interfața. În spatele lor sunt niște păpușari. Acum se vorbește de actuala coaliție guvernamentală, care nu vor lăsa niciun moment să le scape, să zicem, puterea la acest moment printr-un conflict de genul ăsta. Adică interesele sunt prea mari în spate. Da, sigur, în trecut și PSD-ul a făcut unele greșeli. Ele sunt asumate, sunt deja plătite în raport cu cetățeanul care l-a sancționat în alegeri, dar asemenea nivel de necunoaștere și asemenea nivel generator de haos total nu a mai fost, cred, niciodată în niciun tip de coaliție. Probleme cred că au mai fost și în perioada aceea 97-2000, vremea CDR-ului. Cumva seamănă, mă refer la nivelul scandalului, nu la nivelul neapărat al pregătirii, pentru că existau lideri adevărați la vremea aceea, lideri politici, erau și la putere și în... Da, aveți dreptate, seamănă foarte mult cu acea perioadă, numai că se vede foarte clar că deși unii dintre liderii actualei coaliției care se află la guvernare au trăit și acele vremuri și au făcut politică și atunci n-au învățat nimic din acea perioadă, persistând în această greșeală și perpetuând-o în defavoarea românilor. Da, acum dacă spunem că istoria se repetă și știm că în vremea aceea, de exemplu, fostul președinte Băsescu a jucat un rol foarte important și PD-ul atunci s-a ridicat Băsescu și a permis câțiva mai târziu să câștige alegerile, vedem cine se ridică după perioada asta și după nouă guvernare, care probabil va fi de altă culoare politică decât cea actuală. Da, vedeți, la ei este un conflict și în interiorul partidelor. Și de aici se revarsă către exterior, da, raporturile dintre formațiuni politice. E scandal în interiorul PNL-ului. E lupta pentru putere pentru că vor avea congres. Între domnul Orban și domnul Câțu. Da. Și bineînțeles că în jurul lor mai sunt și alte persoane interesate de o anumită evoluție. Da, unul cu puterea politică, celălalt e cu banii. Apropo de... Da. Și, pe de altă parte, în USR Plus există și acolo tensiuni. Fuziunea care nu s-a mai realizat. Nu se mai realizează. Sigur, frica domnului Barna, ca domnul Ciolo să nu vină și să-l descăuneze, să spun așa, din scaunul său de lider al USR-ului. Și sigur că aceste lupte din interiorul formațiunilor se resimte și în afară, și în coaliție, și în relațiile între partide, și mai ales în proasta sau inexistenta gestionare a domeniilor în care fiecare dintre noi ne manifestăm într-un anume fel. Da, aici, apropo de transparența de care vorbea ex-ministru Voiculescu și care spuneați nu întâmplător că era doar, să zicem așa, pozată, dar nu în realitate, pentru că știm și acum s-au dat publicității niște lucruri care pun în pericol chiar siguranța națională. În același timp, lucruri care ar trebui cunoscute nu sunt cunoscute de cetățeni în continuare. Și apropo de chestia asta, cred că una dintre problemele mari pe care nu văd că o rezolvă și a rămas, dacă țineți minte, când era în opoziție actuala putere, liderii lor spuneau că vor schimba sistemul de achiziții publice, diverse alte lucruri. Au ajuns un an și ceva la guvernare, nu se mai aude absolut nimic de chestia asta. Dar multe lucruri promise n-au mai fost realizate ulterior. Nu, dar asta mă refer că e chiar foarte necesar, să zicem așa, pentru că blocăm unele lucruri foarte importante. Practic, blocat total sistemul și am avut și anul ăsta când a fost nevoie de foarte multe achiziții. Bine, făcute cum făcute, dar iată, anchetate doar așa ca să zicem că facem dosare, nu se întâmplă nimic în dosarele respective. Nu putem ști, probabil că n-au fost instrumentate încă în intercalitate. Sau așteptăm să treacă în opoziție cei vizați. Vedeți, apropo de politic în justiție. Foarte multe lucruri dintre cele evocate dumneavoastră sunt legate de fostul ministru Voiculescu, care a arătat că pe lângă faptul că nu știe domeniul, nu este pregătit, acționează și într-un fel cu rea credință. Achizițiile din sistem de anul trecut, pentru că ele probabil au fost continuate de acesta în același fel,
faptul că nu are niciun fel de empatie și de responsabilitate politică în raport cu aceste nenorociri care s-au întâmplat în spitale, incendii, morți în acele autocamioane ATI ale DSE-ului și așa mai departe, modul dezastruos în care s-a gestionat testarea, carantinarea și așa mai departe, faptul că au fost luate la țintă acele spitale în care se realizează transplant în România, transplant osos la Spitalul Voișor, transplant hepatic la Fundeni, pentru că era vizat și Spitalul Fundeni. Da, și nu știm nici în momentul de față dacă... Transplant pulmonar la Sfânta Maria, da, în București și așa mai departe. Și atunci sigur că planează suspiciunea că există un interes sau că exista, că acum nu mai există, în spatele acestui domn ministru. Stați să vedem cine vine Voiculescu. Ministru. Să știți că... Sunt posibile orice... Oricând, da, astfel de lucruri. Eu am înțeles că domnul Iohannis așteaptă încă demisia lui Victor Ponta pentru tot ce s-a întâmplat cu, da, în domeniul sănătății. Și, mă rog, s-ar putea să fie adevărat, era o glumă, evident. Da, am înțeles. Treaba este că nu pot să stea, să se agațe de susținerea unui ministru care nu dă semne de competență. Și ca el mai sunt. Avem la economie pe domnul ministru Năsui, care a prezentat înainte soluțiile miraculoase pentru acele societăți cu capital de stat sau majoritar de stat, în care va veni și va face să explodeze bunăstarea și așa mai departe. Iată că au trecut multe luni de când a venit să preia acel portofoliu și nu se simte nimic. Nu există nicio măsură concretă. Se vorbea de niște ajutoare de la stat, niște programe, nu că bugetul este mare parte cu aceste ajutoare, nu se vede absolut nimic. Nu sunt prezentate, nu sunt operaționale, nu există ca atare. Ceva care rămâne doar în plan teoretic și nu este operaționalizat, nu va produce efecte niciodată. Păi mai avem situația, că am adus în discuție apropo de criza economică în care ne aflăm, în continuare programe derulate în ultimul an și ceva, deci au câteva mii de beneficiari și sunt așteptați, să zicem, zeci de mii. Deci să dai 6-7 mii de ajutoare la 50 de mii de solicitări este deja... Foarte puțin. Da. Foarte. Ritmul este... foarte lent și dovedește clar incompetență sau, după caz, anumite interese să fie sprijiniți numai unii care fac parte din zona de afinitate politică în care se manifestă cei care se află acum la guvernare. E foarte greu să lucreze trei guverne în România în același timp. Din păcate. Și se mai confirmă cumva un lucru. Politica de coaliție în România, dacă, să zicem, partidele au putere asemănătoare, n-a mers niciodată bine în România și nu va merge. Probabil că în capul lor, al liberalilor, și așa a sperat și președintele Iohannis, era un partid PNL mare după alegeri și USR-ul și ăsta trebuia să fie un niște mici, cum a fost la PSD, ALDE și cu... celălalt partid care era din coaliție. Așa, acum s-au dovedit că sunt la fel de cu puterea asemănătoare și de asta nu se înțeleg de nicio culoare. Domnule Șumucu, PSD-ul a venit în perioada de criză medicală, criză care ne presează din punct de vedere psihologic foarte mult, de peste un an de zile. Oamenii s-au schimbat, se comportă altfel, copiii care nu mai fac școală s-au schimbat. Iar Partidul Social Democrat a venit cu propunerea cea mai bună pentru această perioadă de premier. Și aici vorbim de profesorul Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății. Păi dacă eram într-o criză medicală în România și în Europa, în lume, atunci cei mai pregătiți oameni în domenii, în domeniul respectiv, trebuie să coordoneze activitatea. Au venit cu o altă variantă, făcând bypass peste Partidul Social Democrat, care, din punct de vedere constituțional, ar fi trebuit să aibă prima opțiune pentru a configura... Să încerce să facă o majoritate. O majoritate. Și și-au asumat guvernarea acestei țări, venind cu cine?
cu domnul Câțu, de la care se aștepta că a fost ministru de finanțe să echilibreze din punct de vedere economic România. Și ce am avut? Am avut continuarea crizei medicale, intrate într-un picaj foarte mare și se vede pentru că sunt pline ATI-urile, nu mai este loc la ATI. Pe de altă parte, deși spera toată lumea să vină cu soluții pentru redresarea economică a României financiară, s-a întâmplat să se împrumute în fiecare zi într-un ritm din ce în ce mai accelerat, cu sume din ce în ce mai mari și cu dobânzi din ce în ce mai păguboase pentru români, pentru că până la urmă aceste costuri se transferă către fiecare cetățean. Din nefericire, da. Și în educație am mai echilibrat un pic domnul Câmpeanu, care are o altă perspectivă, fiind domn de, din educație, cu educație, și care știe să ia măsuri echilibrate. Și observați că atunci când este cineva de lăudat, nu suntem absurzi să criticăm cu orice preț. Da, trebuie să mai ținem cont de faptul că a fost văzut și în vechea guvernare ca o soluție domnul Câmpeanu, a fost și ministru. Da. Mai avem doar un minut. E o întrebare punctuală, dar care ridică mari semne de întrebare. Peste valul 3 dăm senzația că l-am depășit în România. Adică, într-un fel sau altul, deja la 1 iunie punem umbreluțele și alte chestii, cum spune premierul. Însă ne uităm la Germania, care se confruntă de câteva luni cu valul 3, Germania cu sistemul ei, și care astăzi au hotărât iar niște măsuri foarte dure pentru că le e frică că sistemul nu va face față. Cât suntem noi de pregătiți în această direcție? Nu suntem pregătiți pentru că nu testăm suficient. Soluția era o testare amplă la nivelul populației, pentru că și dacă eficiența de testare a testelor rapide era numai de 70%, totuși măcar 70% dintre cetățenii infectați știau să se autoizoleze și sunt convins că cetățenii care vedeau că sunt infectați s-ar fi izolat de familie și de ceilalți colegi de muncă, vecini și așa mai departe. Pe de o parte nu s-a testat, deși doamna Gabriela Firea a insistat încă de acum un an cu această modalitate, de altfel îmbrățișată în alte state din Europa și din lume. Valul 3 este foarte agresiv. După cum se vede, indicatorul cel mai elocvent este cel din secțiile de ATI. Acolo avem din ce în ce o creștere, suntem peste 1500, deci mult peste capacitate, se improvizează, sigur nu sunt instalațiile făcute. Întrebarea e ce s-a făcut într-un an de zile, pentru că era clar că va veni al treilea val. Și poate vine și al patrulea după câte se vorbește. Cu siguranță nu se va trece foarte ușor peste această pandemie pe mapamond și va fi și un val 4. Important e ca noi să facem achiziții, să specializăm resursa umană, să găsim soluții. Da, să găsim soluții, asta e cea mai mare problemă. Cu siguranță vom mai discuta de aceste soluții și aveam în gând să abordăm și câteva dintre soluții. Din păcate, timpul acordat emisiunii noastre s-a terminat. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Cu multă plăcere. Dragi telespectatori, a fost cu noi senatorul Cristian Rujean din partea PSD Gorj. Mulțumim pentru atenție. La revedere.